ar fi să le explici unui extraterestru care nu știe absolut nimic cum îl ai structura așa, ce trebuie să știe important despre el. Aș începe prin a spune că trebuie să întoarcem clepsidra Ah, ok, ca mersi. să ne încadrăm în timing și sigur că 10 minute despre Paul Goma este foarte puțin, dar a introduce subiecte atât de interesante și de complicate într-o unitate de timp este o provocare intelectuală în sine, care neîndoios ar fi plăcut lui Paul Goma însuși. Și am făcut în mai multe rânduri o disociere, o distinție între scriitorii la care important este opera și la care, mai ales, opera poate fi analizată și interpretată independent de biografia lor, independent de viața lor. De pildă, și Ion Barba a dus o viață destul de interesantă. A avut și un episod de legionarism, a îmbrăcat cămașa verde Ion Barbu, dar când citim Joc Secund, când îi citim poemele de poezie ermetică, modernistă, toată biografia lui, toată viața lui se estompează, fiindcă importantă este această poezie modernistă care poate fi analizată independent de ceea ce a traversat ca experiență Ion Barbu. La Paul Goma avem o cu totul altă situație, pe care o întâlnim și la Ion de Sârbu, o întâlnim și la Norman Manea, o întâlnim la intelectuali, la scriitori care s-au confruntat puternic cu istoria, cu o ideologie dominantă, totalitară, care au suferit din cauza acestei ideologii, care au fost opozanții unui regim totalitar, au traversat experiențe teribile de închisoare politică, de detenție. Și Ion de Sârbu și Paul Goma au traversat experiența exilului, și Paul Goma și Norman Manea. Deci ei au trecut prin niște experiențe biografice din care au făcut în multe rânduri substanța operei lor. Deci opera lor nu poate fi analizată independent de viața lor, fiindcă viața lor a fost așa în niște tranșee ale istoriei și a intrat adânc în tipul de literatură pe care ei au scris-o. Și această literatură este adesea mai puțin o literatură sub specia ficțiunii, a ficționalului, o literatură de imaginație, de fantezie creatoare. Este o literatură mai degrabă non-ficțională, care ia formă memorialistică, ia forma jurnalului, ia forma unei mărturii despre experiențele lor biografice.